Găsit, dragi telespectatori, vă salutăm din nou la o emisiune Vocea Credinței Vox Fidei. Și, așa cum vă anunțam din emisiunile trecute, pentru o perioadă vom reflecta la un concept foarte important pentru creștinism, foarte important și foarte prezent în textele Noului Testament, este vorba de conceptul de ucenicie. Așa că vă rog frumos pentru următoarele 20 de minute să vă așezați liniștiți și să ne uităm împreună la conceptul acesta. În emisiunile trecute am subliniat importanța conceptului de ucenicie și mai mult am făcut o scurtă trecere în revistă a acestui concept și am văzut cum în istorie a suportat diferite transformări dar nu într-un sens pozitiv din ceea ce ne-a învățat Domnul Isus Hristos, o ucenicie construită în relație în care El transferă înspre noi viața Lui, cunoașterea Lui și ne unim împreună cu, cu Isus Hristos și mergem pe urmele Lui. Am văzut cum în timp s-a trecut la o ucenicie bazată pe experiență, nu în sensul de a experimenta pe Dumnezeu, ci de a participa în uh, clădiri în construcții biserici, unde să uh, admiri eventual o icoană sau să aprinzi o lumânare și în felul acesta să. Experimentez prezența lui Dumnezeu. Apoi am văzut că a urmat perioada, perioada Iluminismului, în care conceptele creștine uh, sau ucenicia era văzută ca și un transfer de informație. Uh, practic, în momentul în care primeai informații de la ceilalți creștini și acceptai informațiile respective, erai considerat creștin. Uh, am vrea să ne întoarcem oarecum în timp în perioada Noului Testament și să observăm ce a însemnat acolo ucenicia. Desigur și în emisiunile trecute am făcut referire la uh, un mare gânditor creștin, Dietrich Bonhoeffer, care oarecum uh, ne dă informații despre ce înseamnă adevărata ucenicie. El are o carte scrisă Costul uceniciei. Acum, pentru emisiunea de astăzi o să facem câteva lucruri importante. O să vă spun o poveste, ca să înțelegem cât e de importantă ucenicia și ce înseamnă să-ți pierzi uh, trăsăturile de ucenic adevărat. Apoi o să ne uităm puțin la, la biografia lui Dietrich Bonhoeffer, să înțelegem cine a fost acest om care a scris uh, despre costul uceniciei. Și apoi, în partea finală, o să ne întoarcem la Evanghelia după Matei, o Evanghelie care l-a inspirat pe Bonhoeffer și vom vedea în ce fel în această Evanghelie ne sunt prezentate elementele despre ucenicie. Haideți să începem cu povestea uh, promisă. Se spune că cu mai mulți ani în urmă, la noi era o privighetoare specială care avea un cânt tare, tare frumos. Și privighetoarea asta obișnuia să cânte undeva într-un parc și să își înalțe cântarea ei frumoasă. Dar într-o zi, în parcul respectiv, a apărut un Comerciant, care avea o cutie tare strălucitoare și frumoasă, și a început să facă reclamă la conținutul din cutia lui. Și reclama suna în genul uh, următor: uh, Am viermișor de vânzare. Vând un viermișor pentru două pene. Un viermișor pentru două pene. Și Privighetoarea s-a oprit din cântare când a auzit reclama asta, a coborât undeva pe ramuri mai jos, s-a apropiat de vânzătorul acesta și a început să intre în dialog cu el. Și a spus, uite, ce viermișori frumoși am, i-a spus acest vânzător, dacă vrei, îmi dai două pene și ai de la mine un, un viermișor frumos. A stat pe gânduri ce să facă, nu i se părea uh, neapărat, uh, nu era încrezătoare în ceea ce în târgul acesta, dar până la urmă a cedat, a primit viermișorul și a luat două pene, i le-a dat. În ziua următoare s-a întâmplat același lucru, săptămâna următoare același lucru și cu timpul uh, această privighetoare a început să se obișnuiască cu târgul acesta până într-o zi. Când din nou în parc cânta frumos, a sosit vânzătorul, a venit cu viermișori, și a luat două pene, le-a pus pe bancă, a luat viermișorul, însă în momentul în care a vrut să-și ia zborul mai departe, și a dat seama că nu mai poate zbura. Se întâmplaseră două lucruri. A luat în greutate, dar mai important nu mai avea pene suficiente. Vânzătorul s-a apropiat de ea, a luat-o, a prins-o și a pus-o într-o colivie și a spus, asta am așteptat din prima zi când am făcut târgul. Cam aceasta este povestea, dacă vreți, sau analogia pe care o putem face între ucenicia adevărată, ce înseamnă să fii cu adevărat ucenicul lui Iisus Hristos, și ce se întâmplă și ce s-a întâmplat în istorie cu conceptul de ucenicie. Generație după generație am început să cedăm și să renunțăm la acele elemente de valoare, de forță, lăsate de către Domnul Isus Hristos, care ne puteau face să zburăm, care ne puteau face să cântăm, care ne făceau speciali și ne uităm astăzi în bisericile noastre, ne uităm în jurul nostru și vedem un creștinism de duzină, un creștinism în care nu mai regăsim acei ucenici ai primului secol nu mai regăsim acel creștinism plin de viață plin de putere care să-i inspire și pe ceilalți de aceea Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne uităm la Dietrich Bonhoeffer și la acest cost al uceniciei despre care uh, Dietrich Bonhoeffer vorbește. El s-a născut pe 4 februarie 1906 și a murit în 9 aprilie 1945. A fost un pastor și un teolog luteran. Uh, a fost un membru fondator a unei biserici mărturisitoare, dacă tot vorbim despre ucenicie, e clar că avem de-a face cu un om care vorbea despre a trăi ucenicia și a-l mărturisi pe Iisus Hristos. Așa cum vă spuneam, deja scrierea cea mai importantă a lui Bonhoeffer este Cartea Costul Uceniciei. O să discutăm despre ea puțin astăzi, dar în următoarele două emisiuni o să dezbatem mai mult câteva teme ale acestei cărți. Una dintre ele foarte importante și pentru noi astăzi este harul ieftin și harul costisitor. Bonhoeffer a fost doctor în teologie, a studiat în cadrul Universității din Berlin, în anul 1927 a graduat cu uh, suma cum laude, apoi își con continuă studiile în Statele Unite la New York între 1930 și 1931 și el este cunoscut pentru o focalizare asupra uceniciei, dar ca și text biblic, textul de bază pentru... Uh, toată predicarea lui și pentru scrierile sale este considerat uh, predica de pe munte. Predica de pe munte îl va călăuzi în aceste uh, scrieri. El ajunge să vorbească despre importanța uceniciei și spune că o, o latură a uceniciei o putem surprinde la călugări, oamenii care se izolează într-un fel de societate din dorința de a se apropia de Dumnezeu, însă... Uh, în același timp, el surprinde partea negativă a acestei izolări. E, e, e frumos că acești oameni îl caută pe pe Isus Hristos, pe Dumnezeu, vor să se apropie de el, dar partea negativă este tocmai izolarea. Dumnezeu nu ne-a chemat să trăim în izolare. Ne-a chemat să-l căutăm, să-l cunoaștem, să fim ucenicii lui, să ne lepădăm de noi înșine și să-l urmăm pe, pe Isus Hristos, dar nu în izolare și Dumnezeu ne cheamă să trăim între oameni și acolo să fim niște ucenici uh, uh, ai lui Isus Hristos. Unul dintre citatele sale este Munca de ucenicie nu se bazează pe principiul izolării monahale, ci pe o concentrare cât se poate de profundă asupra slujirii uh, în exterior. Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm în societate. A fi un ucenic al lui Isus Hristos nu înseamnă să fii rupt de societatea în care trăiești, ci din potrivă să te implici în societate. Mai sunt mai multe date pe care le-am notat aici, nu o să vă prezint doar câteva, încă câteva aspecte foarte importante. Unul dintre ele este că Bonhoeffer a avut și implicări politice oarecum. El a trăit în vremea celui de-al doilea război mondial și a participat la un moment dat într-un complot împotriva lui Adolf Hitler a fost descoperit, a fost încarcerat, a fost pus în închisoare, iar în, în momentul în care s-a confirmat participarea lui în acest complot, a fost executat prin spânzurare alături de încă câțiva care au fost implicați în, în complotul acesta. Acum aș vrea să ne întoarcem la cartea lui Bonhoeffer și la această predică de pe munte din care el vorbește în, în cartea sa, uh, el, aș vrea să vă dau un citat, numai cel ce crede este ascultător și numai cel ce ascultă crede. Unul dintre principiile de bază în toată teologia lui Bonhoeffer despre ucenicie este că între credință și ascultare este o legătură care uh, nu poate fi distrusă, o legătură tare, o legătură puternică. În momentul în care crezi în Isus Hristos, îl crezi pe Isus Hristos ca și învățător, ca și Dumnezeu, ca și mântuitor al tău, în momentul acela asculți de el, a spune cred și a rupe credința ta de ascultare, te face să revii la ceea ce prezentam în emisiunile anterioare, la a avea o credință doar la nivel intelectual, la a accepta niște informații despre Isus Hristos, însă a nu fi transformat și uh, motivat și efectiv schimbat de această credință pe care o ai. Ori uh, Dietrich Bonhoeffer vorbește despre această cuplare între ascultare și credință. Ele nu pot merge, um, uh, nu, nu pot merge separat, ele, ele sunt dependente una de cealaltă. Ascultarea de Hristos, spune Bonhoeffer, Ucenicia este ceea ce face dintr-un credincios un credincios. Deci, încă o dată, ascultarea de Cristos sau ucenicia, pentru el cele două uh, sunt egale. A asculta de Cristos înseamnă a fi ucenic și a fi ucenic înseamnă a asculta de Cristos. Acestea sunt ceea ce face dintr-un om un credincios adevărat. Uh, această ucenicie nu înseamnă urmarea unui program etic sau a anumitor norme morale. Ucenicia este legătura concretă cu Hristos, viața trăită în ascultare concretă. Acum, aș vrea în partea finală a emisiunii să ne uităm împreună la Evanghelia scrisă de Matei vrea să vă spun că în zilele trecute am citit încă o dată această evanghelie și părți, de fapt părți mari din evanghelia scrisă de Matei și sunt câteva aspecte foarte importante legate de ucenicie aici. Evanghelia scrisă de Matei este considerată de către mulți comentatori ca fiind un manual de ucenicie. Cu alte cuvinte, dacă vrei să știi cum arată un ucenic, și care sunt legile și care sunt uh, care este chemarea pentru tine ca și ucenic al lui Isus Hristos, citește Evanghelia după Matei. A fost așa de interesant după ce am avut un mesaj la noi în biserică despre asta, un musafir, un profesor uh, de la Facultatea de Agronomie care a fost vizitator în biserică, la ieșire mi-a spus: "Mă duc acasă și primul lucru pe care vreau să-l fac este să citesc Predica de pe munte." În această Evanghelie după Matei, Domnul Isus Hristos prezintă învățăturile sale și Matei structurează aceste învățături în cinci mari părți. Cinci părți în care sunt grupate învățăturile Domnului Iisus Hristos. Prima parte este predica de pe munte. Matei de la 5 la 7. Acolo sunt prezentate principiile după care trebuie să trăiască ucenicul. Poate că de multe ori dumneavoastră care sunteți creștini și urmăriți emisiunea noastră, v-ați gândit că predica de pe munte se adresează oamenilor din afară, celor care încă nu sunt în Hristos, celor care încă nu-L cunosc pe Hristos. Aș vrea să citiți încă o dată introducerea acestei predici de pe munte și o să vedeți că în cercul apropiat, în zona de lângă Iisus Hristos erau ucenicii săi. Domnul Iisus și-a luat ucenicii și a început să-i învețe principiile și normele uceniciei. De aceea chemarea de a fi sarea pământului sau lumina lumii nu sunt pentru ceilalți de pe stradă, sunt în primul rând pentru tine care spui că ești ucenicul lui Isus Hristos. De aceea a zidi casa pe stâncă, a trăi, a face voia lui Dumnezeu, este în primul rând este chemarea lui Isus Hristos pentru tine. Al doilea text despre ucenicie îl avem în Matei în capitolul 10. Și din nou este de fapt al doilea uh, mare text din Matei, uh, învățătura lui Isus Hristos prezentată de Matei. Aici în textul din Matei capitolul 10, Domnul Isus Hristos îi trimite pe ucenici. Și înainte de a-i trimite pe ucenici, le dă putere să facă lucruri mari, să scoată demoni, să facă vindecări în numele lui Isus Hristos. Isus Hristos practic îi trimite și le dă instrucțiunile ucenicilor. Citiți, vă rog frumos, Matei, capitolul 10. Vreți să fiți un ucenic? Vreți cu adevărat să fiți un ucenic al lui Isus Hristos? Citiți predica de pe munte. Vedeți care sunt instrucțiunile lui Isus Hristos pentru dumneavoastră, pentru tine. Ce așteaptă Isus Hristos să faci? Vrei să știi cum să te porți ca și ucenic? Citește Matei capitolul 10. Și aici o să afli instrucțiunile și felul în care noi trebuie să ne purtăm în societate. Al doilea lucru pe care ți-l spune Matei capitolul 10 este la ce să te aștepți. Societatea nu o să ne primească cu brațele deschise. Uneori o să fim respinși, uneori o să fim refuzați, dar... Matei și Domnul Iisus Hristos ne spune noi trebuie să ne ducem mai departe în numele lui Iisus Hristos în ciuda refuzului, în ciuda bajocurilor, în ciuda faptului că o să fim dați afară din sinagogi, o să fim băgați la închisoare, o să fim refuzați, o să fim bajocoriți, ne ducem în numele lui Iisus Hristos. Un adevărat ucenic știe care e mandatul său și care este chemarea sa. Iar ultima parte din Matei, capitolul 10, este partea încurajării. Nu vă temeți de ei. Iisus Hristos ne încurajează și ne spune că El are toată puterea în cer și pe pământ. Să nu ne temem de cei care ne pot nimici uh, trupul, de cei care ne pot batjocori sau umili, să ne fie mai degrabă teamă de Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb ceva. Vi s-a întâmplat vreodată să vorbiți cu cineva și să-L chemați la Iisus Hristos și să-I spuneți să aibă îndrăzneală să-L mărturisească pe Iisus Hristos și eventual să citați un verset din Noul Testament că celor care le va fi rușine să-L mărturisească pe Iisus Hristos înaintea oamenilor o să fie și lui Iisus Hristos rușine sau nici Iisus Hristos nu o să-L mărturisească înaintea Tatălui. Și să-i spuneți acelui om, uite, dacă nu vii după Isus Hristos, dacă ți-e frică să faci mărturia în apa botezului, dacă ți-e rușine de oameni, atunci nici Isus Hristos nu te va mărturisi pe tine. Aș vrea să vă spun că, în primul și în primul rând, acest text nu se adresează celor nemântuiți, ci se adresează ucenicilor săi. Adică ție și mie. Adică dumneavoastră și mie. Dacă noi ne rușinăm să-l mărturisim pe Isus Hristos înaintea oamenilor, dacă nu ne împlinim mandatul de ucenici, nu suntem cu adevărat urmașii lui Iisus Hristos. Sunt încă trei texte, nu o să fac referire la ele astăzi. Este vorba de Matei, capitolul 13, este uh, paragraful cu pildele în care Domnul Iisus Hristos ne învață ce se întâmplă când ieșim efectiv și semănăm sămânța, s-ar putea să cadă în diferite pământuri, Uh, soluri diferite, dar o să găsești până la urmă și solul bun din care va răsări. Avem Matei, capitolul 18, în care ni se spune cum să ne purtăm ca și ucenici noi între noi, care sunt regulile care guvernează în Biserica lui Hristos, în comunitatea ucenicilor lui Hristos. Și apoi Matei, capitolul 24 și 25, care ne învață cum să-L așteptăm pe Iisus Hristos. Acum aș vrea din nou să revin acestui as, asupra acestui aspect Aduți aminte că Iisus Hristos te cheamă să fii ucenicul lui În emisiunile următoare o să-ți spun mai multe despre ce înseamnă să fii ucenic Și care este mandatul tău într-un mod precis Pentru astăzi ne rezumăm la două lucruri Primul dintre ele, predica de pe munte A fi ucenicul lui Iisus Hristos înseamnă să trăiești să urmărești, să asculți, să împlinești ceea ce te învață Iisus Hristos în predica de pe munte. Al doilea dintre ele este textul din Matei 10, în care trebuie să înțelegi că ești trimisul lui Iisus Hristos. Roagă-te să fii umplut de puterea Lui, de Duhul Lui, ca să poți înfrunta situațiile vitrege cu care o să te întâlnești, colegii, vecinii care s-ar putea să -ți fie împotrivitori, roagă să-ți dea Dumnezeu călăuzire în ce trebuie să le spui, în felul în care trebuie să-i abordezi și apoi roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea curaj, să nu ai teamă și în felul acesta să poți să duci mandatul care ți-a fost încredințat de Isus Hristos. Evanghelia după Matei se încheie tocmai cu acest mandat pe care ți l-a lăsat Domnul Isus Hristos și ție. Tu ești un ucenicul lui și ești chemat să te duci și să faci ucenici, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să facă tot ce ți-a porucit Învățătorul tău. Până la o emisiune următoare, vă spunem și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, vă dorim să fiți ucenici care fac ucenici. Dumnezeu să vă binecuvinteze.